Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a semnat la sfârșitul săptămânii trecute contractul de finanțare pentru un proiect extrem de important pentru viitorul zonei, înființarea unui consorțiu regional integrat pentru învățământ dual. Acesta va fi structurat pe nivelurile de învățământ profesional, liceal și universitar. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are o valoare de aproape 21 de milioane de euro. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 20,7 milioane euro. Cea mai mare parte din această sumă va fi folosită pentru construirea unui campus pentru învățământ dual pe strada Furnalelor, în zona noului sit industrial. Am ținut să inițiem un astfel de proiect deoarece am constatat că doar o mică parte dintre elevii și studenții care urmează anumite specializări reușesc să se și angajeze. În unele școli nu există dotări corespunzătoare în atelierele de practică, iar în multe cazuri, profesorii au o pregătire care nu mai corespunde cu cerințele pieței. Pe scurt, nu există o concordanță între ceea ce elevii sunt învățați la clasă cu ceea ce se cere din partea agenților economici, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu. Consorțiul pentru învățământ dual, ce va avea ca punct principal municipiul Hunedoara, are ca parteneri Universitățile Politehnica Timișoara, prin Facultatea de Inginerie din Hunedoara și pe cea din Petroșani. 3 licee tehnologice din Hunedoara, 2 din Petroșani și câte un liceu tehnologic din Călan, Urican și Simeria. Din consorțiul regional de învățământ dual fac parte mai mulți agenți economici interesați să-și califice viitorii angajați în funcție de meseriile de care au nevoie, dar se pot alătura și alte unități de învățământ și companii interesate.